A, păi se poate să uităm noi tocmai paharul de onoare care vorba aia noi de 10 ani. Pune și lui. Victorie! Alegute din ghezindrai, ce să mai... Acum, după deshidratarea asta, merge o berică. Văd cu regret că recapitularea regulamentului devine absolut necesară. Pentru unii, mai ales. Dosarul. Păi dacă o luăm așa mecanic de la încep... Regulamentul expediției, plecate în căutarea monstrului care a fost identificat în mai multe rânduri în gheolul Belciug. Preambul. Întrucât prevederile acestui regulament au fost adoptate de toți membrii expediției în unanimitate sau cu o majoritate covârșitoare, ele devin obligatorii și nu suportă nicio modificare. 1. Fiecare membru al expediției este liber să facă tot ce vrea. 2. Întrucât libertate nu înseamnă anarhie, se hotărăște. A. Tutunul constituie o otravă pentru organism. O anihilare sau, în cel mai bun caz, o diminuare a calităților moral-volitive. Deci, nu se va fuma. Nu este admis nici falsul pretext de a se aprinde o țigară după fiecare captură, pe baza faptului... Pe baza faptului. Pe baza faptului că se prelimină capturi numeroase. B. Alcoolul diminuează reflexele pescarului. Deci, în afară de paharul de onoare, la începutul acțiunii, și de 50 grame vodcă înainte de masă, nu se va bea decât apă minerală, borsec, biborțen, bodoc, hebelipova, la alegere, fără restricții. Orice cantitate de alcool care depășește baremul calculat, adică 5 sticle de vodcă pentru toată durata expediției, va fi vărsat în Dunăre, odată cu manifestări de dezaprobare energică împotriva celui care a călcat regulamentul. Ce? Poluarea fonică a deltei este un delict care dezonorează pe delicvent. Orice aparat care produce muzică, zgomote, știri, va fi aruncat în Dunăre. Prescripție specială. Orice manifestare de concurență care, așa cum s-a mai constatat, în diverse alte ocazii, înveninează atmosfera de destindere activă, de refacere psihică, este cu desăvârșire interzisă. Excepție. Cel care va captura monstrul are dreptul la o țigară de foi H. Upman Havana, la o sticlă cu șampanie și va fi înconjurat cu respect de întreaga expediție, ca unul la care experiență, pricepere și talent sunt evidente. Sper că celelalte prevederi nu mai trebuie să reamintite, n-am sărit nimic, nu-i așa? Ne vom nutri cu rodul muncii noastre, conserve, șunci, slănină, tot ce produce colesterol, n-au ce căuta în această tabără. Sper că nu e nevoie să facem o inspecție, nu-i așa? Prindem, mâncăm, nu prindem, cură de slăbire. În sfârșit. Orice intrus va fi tratat cu o răceală demnă, astfel încât să înțeleagă chiar și cel mai nesimțit că prezența lui este inoportună. Informare strict confidențială. În ziua de 12 septembrie, monstrul a rupt sculele lui Vasile Săvescu.
În ziua de 14, ora 5:30, i-a fost văzută. Spinarea. În ziua de 15, a plescăit. Așa fel că s-a auzit la 850 de metri. Cam asta ar fi tot. În orice caz, ca să nu avem discuții pe urmă, dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire, acum este momentul ca să facem așa un...